Ce cap are domnul Dan? Băi, am spălat pe cap și îmi stă freza asta în toate direcțiile posibile. Salut, prieteni, ce faceți? Eu sunt Dan de la geekchronicles.ro și de la mine încă nu a plecat Crăciunul. Bine, măcar dacă ar mai veni moș odată. Am mai făcut un clip acum câteva luni, anul trecut, dacă nu mă înșel, despre mașini fiabile până în vreo 5.000 de euro sau 3.000 de euro, nu mai știu exact cât erau. De data asta vreau să cresc puțin bugetul, să mergem până la 10.000 de euro și să vă prezint, cel puțin în opinia mea, cam care ar fi 5 mașini fiabile până în 10.000 de euro pe care merită să le cumperi în 2024, 2025, 6, depinde dacă se mai schimbă legislația sau nu. Aceste mașini au fost alese de mine, nu neapărat întâmplător, ci conform unor rapoarte de fiabilitate pe care o să le las în descrierea acestui clip. Dar să nu mai lungim vorba și să trecem la prima mașină. Prima mașină din lista noastră este o Toyota Auris, fiind, dacă nu mă înșel, una dintre cele mai populare modele în Europa, dar cred că și în România, în special modelul acela hibrid. Și eu am o Toyota Auris hibrid din 2011 și sunt foarte mulțumit de ea, e o mașină foarte bună, banii ăștia cel puțin, mai ales dacă prinzi un model mai dotat. Cred că cel mai dotat este executiv, posibil să mă înșel, dacă nu, lăsați în secțiunea de comentarii de mai jos. Aurisul vine cu mai multe motorizări, are și ceva motorizări diesel. Majoritatea sunt fiabile, însă cred că ponderea fiabilității tinde mai mult către motoarele pe benzină aspirate, din motoare clasice, ce nu te lasă în drum. Cel puțin în linii mari nu te lasă în drum. Acum am observat că e cam strâmbă, dar nu contează, mergem mai departe. Ca mici defecte sau mari defecte la acest model este înfundarea traseului de admisie și a valvei EGR. Nu este neapărat greu de reparat și nici foarte costisitor, dar din 100 în 100.000 de kilometri, depinde cât ți-i mașina, cam trebuie să faci această procedură de curățare. Și ar mai fi niște mici probleme cu rugina doar la anumite modele. Principal depinde țara de proveniență a mașinii, dacă a fost dintr-un climat mai umed sau unde a nins foarte mult și se dau cu substanțe dintre astea pentru a dezăpezi, uzual găsești rugină pe sub mașină. Modelul cu numărul 2 din această listă, spre surprinderea voastră și a mea, este tot o Toyota. De data asta vorbim despre un Prius și din punctul meu de vedere e una dintre cele mai urâte mașini din această listă. Acum, serios, chiar e haioasă mașina asta. Mie nu-mi place bordul la sub nicio formă, dar în fine, să trecem mai departe. Ideea este că mașina este foarte fiabilă și chiar dacă în viitor va trebui fie să înlocuiești bateria de tracțiune sau să o recondiționezi, per total este un cost mic dacă este să cumulezi alte probleme mari de la alte modele. Nu prea are sens, dar cred că înțelegeți la ce mă refer. Dacă te uiți așa un pic în jur, cel puțin pe mașinile astea de ride sharing sau taxi, că au început să apară din ce în ce mai multe Toyota Prius hibrid. Asta pentru că sunt mașini care consumă foarte puțin, au o fiabilitate extrem de bună în comparație cu alte branduri, sunt ușor de reparat. Prius are o motorizare de 1.8 benzină, aspirat simplu, și una dintre cele mai comune probleme, să spunem așa, este tot valva EGR și traseul către EGR și galeria de admisie. Mașina cu numărul 3 din această listă este o Honda. Și mai precis, Honda Accord. Din punctul meu de vedere, generația asta de Accord, care e până în 9-10.000 de euro, cred că anul 2012-2013, cam așa, este una dintre cele mai frumoase Honda Accord, din punctul meu de vedere, nu numai în exterior, dar și în interior. Una dintre cele mai populare motorizări pe această mașină este un 2.0 benzină și ar mai fi unei motorizări de cilindrie mai mare, foarte fiabile și motoare foarte bune, numai că trebuie să vă gândiți un pic și la impozit, să faceți un balans aici. Acum, ca probleme la acest model, nu prea sunt, din ce știu eu. Au mai fost niște probleme izolate pe la caseta de direcție, unele mâncau ulei, dar din ce m-am documentat și am reușit să găsesc informații, ci că au fost destul de izolate problemele astea, deci nu ar trebui să vă faceți griji. Dar oricum, dacă știți voi alte probleme la oricare dintre modelele ce le-am menționat în această mică listă, puteți lăsa, vă rog, un comentariu mai jos ca să mă luminați pe mine, dar și pe ceilalți privitori ai acestui clip. Da, mașina cu numărul 4. Până în 10.000 de euro, cred că și mai ieftin o găsești. Discutăm de o Hyundai i30. Are motorizări atât pe benzină, dar și diesel. Recomandarea mea este să mergeți pe motorizări benzină, 1.4 sau 1.6. Sunt motoare aspirate, extrem de fiabile. Chiar dacă în interior, vă spun sincer, am avut o Kia Ceed, care e cumva similară cu Hyundai i30, fiind aceeași platformă și multe piese din interior și ornamente se potrivesc între modele. E un pic plastic, cam mult, dar pe partea cealaltă a problemei, dacă nu te interesează chiar atât de mult aspectul ăsta și vrei o mașină fiabilă care să ducă de la punctul A la punctul B într-un confort relativ ok, Hyundai i30 este o opțiune destul de bună. Pe lângă asta, din punctul meu de vedere, iar Hyundai i30, generația asta 2012-13,
13, poate chiar 14, care arată foarte bine la exterior. Așa că probleme, ce ar trebui să le iei în vedere, ar fi probleme cu rugina pe dedesubt. Deși am înțeles că la modelele de după 2010 s-ar fi rezolvat problema asta, acum nu știu exact. Încă o chestie ce trebuie să ai în vedere, că motoarele de 1.4, 1.6 și ăla de 2.0 aspirat, benzina aspirat, după vreo 200 și ceva de mii de kilometri, uneori chiar și mai devreme, în funcție de cum au fost întreținute, încep să mănânce un pic ulei și problema ozoale de la segmenți și garnitura de chiloasă. Și încă o problemă care să spunem că nu e atât de gravă ca prima, e faptul că în caseta de direcție este un fel de rotiță din plastic, care în timp se rupe, se mănâncă pur și simplu, asta dacă să mergi cu mașina peste foarte multe gropi. Și dacă e mașină rulată în România, cel mai probabil acea rotiță se uzează și face un trâncănit volanul când îl miști așa pe loc, stânga-dreapta. Și că o chestie super mică, asta ce mai știu și eu din experiența mea, e că după vreo 200.000 de kilometri începe să cam trâncăne pe interior. Nu e nimic de la amortizoare, bușe sau chestii din ăsta, deși poate fi, dar fiabilă. Că îmi doare umărul ăsta. Am pus cam nașpa la calculator și cam doare umărul ăsta și tot trebuie să-l mișc acum. Ultima mașină din această listă, nu știu acum dacă o să fie văzută bine sau rău de către voi, însă de ce m-am uitat pe rapoarte de fiabilitate, pare una destul de ok. Și mai precis este un Fiat Tipo. Îl găsești chiar cu mult sub 10.000 de euro, are motorizări diesel, dar și benzină. La fel, recomandarea mea este să mergeți pe motorizările benzină clasic, 1.4 și 1.6. E o mașină oarecum simplă, unii mai spun Loganul Italiei, că cam asta e. Și de ce te pune în avantaj această mașină? Prin simplitatea ei, că se repară super ușor și din ce știu eu nu prea au probleme dintre astea majore. Și cred că e singura mașină din lista asta ce îți permiți să-ți o cumperi de prin 2016-17 cu mai puțin de 8.000 de euro și cu un număr decent de kilometri. Ceea ce mi se pare super ok, mai ales dacă nu pui neapărat accent pe confort, să spun așa. Acum, că tot vorbim de confort, un lucru care trebuie să-l iei cumva în vedere și aici îți recomand să testezi una înainte să te arunci să o cumperi. Scaunele nu sunt prea confortabile, am stat într-una, nu știu, cel puțin suportul lombar mie nu mi s-a părut ok, dar trebuie să o testezi tu mai întâi ca să te poți pronunța. Și că o chestie, dacă îți cumperi motorul de 1.4, știi că e un pic cam puturos, adică poți să ieși cu el la drum lung, dar nu te poți arunca la depășiri dacă ai 4 persoane în ea și ceva bagaj. Sper că nu te-am plictisit în acest clip, care am încercat să-l fac cât de scurt am putut eu. Lasă un like și un subscribe mai jos. Dacă dai like, clipul este ridicat de către ziua algoritmului și o să apar la mai multe persoane interesate. Dacă și tu ai o mașină care crezi că este fiabilă sau care ai avut-o în trecut și a fost foarte fiabilă, lasă-te rog un comentariu mai jos și până la următorul clip, condu în siguranță!